Asta a început în 2005, imediat după câștigarea alegerilor. Am înțeles că avantajul competitiv al orașului este universitatea, prin universitate înțelegând toate cele 10 universități publice și private din oraș, și atunci adunând tot ce a însemnat elită responsabilă a Clujului pentru a coagula strategia, am stabilit direcția de dezvoltare. Din nefericire, Cluj a pierdut primii 10-15 ani de după Revoluție, fie din motive de ultranaționalism, fie de motive de neînțelegere a priorităților acestui oraș sau de neînțelegere a avantajului competitiv pe care îl are, și am pierdut trenul de dezvoltare până la un moment dat. Am revenit puternic pentru că resursele există, ele doar trebuie adunate și puse în direcția corectă, și lucru care cred eu că s-a întâmplat după 2004 în sensul bun al cuvântului.